În plângerea sa depusă săptămâna trecută, bărbatul a scris că a fost nevoit să declare greva foamei după ce șeful izolatorului pentru detenție provizorie, Eduard Ermenco, i-ar fi încălcat drepturile și ar fi făcut presiune asupra lui. Mă intimidează cu trei cuvinte și de indicații colaboratorilor suporterilor săi în fabrici de fermare foarte și nu corespunde liberul. Motivul este că am dat de declarații împotriva Fidotarul, unde acolo am povestit diverul care trece în rotor, cu cei trece de poliție. Deținutul mai spune că Eduard Ermenco nu-i permite nici să beneficieze de tratamentul indicat de medici. Acum Ermenco, Eduard, după declarații date, ignoră indicația medicului și nu permite accesul la măsajul în față, măsajul prescris de medic. Pe de altă parte, șeful izolatorului susține că aceste acuzații sunt aberante și a precizat că motivele invocate de deținut sunt verificate de organele de anchetă. Eu, toate direcțiile, nu îmi comentez. Sunt organe de competență care examinează. Da, plângerile se examinează conform competenței la procuratură. Am încercat să obținem o reacție și din partea conducerii Direcției de Poliție din Chișinău, în subordinea căreia se află izolatorul, însă ofițerii de presă a instituției nu au răspuns la telefon. În dosarul care anchetează moartea lui Andrei Brăguță figurează 13 angajați a izolatorului. Potrivit procurorilor, polițiștii au văzut că tânărul a fost bătut de alți deținuți și că a stat îmbrăcat pe ciment, dar nu au întreprins nimic. În consecință, Brăguță a făcut pneumonie, iar din această cauză a murit după ce a fost transferat în penitenciar.